screening. Spunea Andreea anterior că vom discuta despre un test în premieră, un test medical în premieră pentru Republica Moldova. Vorbim despre testul StatoScreen. StatoScreen, probabil este și pe, pe slide. Este un test al unei companii franceze, Biopredictive, cu care noi avem stabilite cele mai frumoase relații de colaborare. Și această companie este binecunoscută la nivel mondial prin trei teste esențiale în evaluarea stării de sănătate a ficatului, în evaluarea metabolismului hepatic. Ori știți că maladiile ficatului sunt o gravă problemă de sănătate, de sănătate publică în Republica Moldova. Mai ales că acum guvernul prin Ministerul Sănătății susține tratamentul pentru hepatite, tratament foarte, foarte și foarte costisitor de astfel. Deci noi anunțăm despre disponibilitatea în exclusivitate în laboratorul medical in vitro diagnostic acestui test numit StatoScreen, care este un, un test de prima intenție în diagnosticul metabolismului hepatic. Alături de alte teste performante, care apropo le folosesc toți hepatologii și gastroenterologii la nivel mondial, peste 80% din medici de specialitate folosesc anume StatoScreen-ul, Fibrotestul și Fibromax-ul, teste care sunt deja bine cunoscute în Republica Moldova. Iar